Bună dimineața! O zi interesantă. Efervescență în planul relațiilor sentimentale. Venus se îndreaptă spre Soare, iar Marte spre Jupiter. Asta că este ziua potrivită să facem o declarație de dragoste, să oferim un cadou, să ne cerem scuze, după cum este cazul. Iată ce anunță astele pentru cele 12 zodii. Berbec. O zi spornică. Sunt posibile rezolvări importante. Să renegociați întrucâtva niște condiții financiare sau de altă natură pentru viitoare activități sau proiecte. Ar putea veni și niște bani cu care veți reuși să încheiați niște socoteli pe acest an, să faceți ultime plăți. Taur. V-au prins bine zilele de odihnă sau de reflexie. Acum se poate să faceți un anunț important, să dați un răspuns sau să veniți cu o contrapropunere. Intuiție, aplomb și hotărâre. Vei ști să vă feriți de o pistă falsă și să mergeți drept la țintă într-o negociere. Gemeni. Este timpul să ascultați mai mult decât să vorbiți. Ați putea afla chiar și accidental niște lucruri de mare interes pentru decizii ale voastre viitoare. Zile delicate în planul sănătății. Nu ar trebui să neglijați un tratament, programul de recuperare sau de odihnă pe care vi l-ați propus. Rac. Vă dau speranțe. Veștile pe care le primiți, însă rămâne de văzut dacă vă veți putea coordona și să profitați de o conjunctură favorabilă. Copiii vor să vă antreneze în tot felul de jocuri, chiar și în activități sportive, cu gândul că toată lumea este în vacanță acum. Leu, urgențe. Sunt niște lucruri care trebuie îndreptate, discutate, prenegociate, ca să fiți siguri că toate eforturile voastre vor avea un rezultat. Vă hotărâți, poate să faceți niște schimbări importante în locuință. Preparați eventual dacă aveți acum mai multe zile libere. Fecioară, sporturile de sezon par să fie de mare interes pentru voi acum. Faceți pregătiri pentru acea destinație în care copiii voștri abia așteaptă să ajungă. Din grabă sau din neatenție, ați putea uita ceva important sau poate că nu observați un argument sau un apropo al unui interlocutor. Balanță. Aspectele și operațiunile financiare își cer atenția cuvenită. Există riscul unor calcule greșite care pot conduce la o pagubă neașteptată. Sau, atrași fiind de o reducere sau de ceva ce pare un chilipir, să nu observați un defect esențial, poate inutilitatea unui obiect. Scorpion. Puține șanse să găsiți acum terenul propice unei discuții deschise și de calitate. Dacă este așa, mai bine lăsați pe altă dată. Ați putea da însă niște realizări individuale care îi pot convinge pe alții să-i schimbe părerea față de voi. Săgetător, veți afla ce a fost ocupată persoana de la care ați așteptat un răspuns și scăpați astfel de o grijă. Încep să apară și acei bani care vă ajută să faceți față cheltuielor în această perioadă. În plus, poate stabili să vă revedeți după Revelion ca să discutați despre o propunere, o afacere. Capricorn. Este o perioadă neașteptat de bună pentru voi, cel puțin judecând după ceea ce vă gândeați voi că se va întâmpla acum o lună. Exemple, comportamente, decizii, atitudini ale voastre sunt urmărite cu mare interes de către copiii voștri. Ar fi bine să discutați cu ei despre toate acestea. Vărsător. Este o perioadă mai lejeră pentru voi, în care par să meargă din inerție proiectele pe care le-ați demarat, reguli sau acorduri pe care le-ați stabilit. Și astfel veți avea mai mult timp pentru ai voștri, pentru odihnă sau pentru sufletul vostru. Pești. Sunt zile în care visați frumos la viitorul vostru profesional și nu numai. Partea bună este că apar pe neașteptate indicii care să vă arate dacă aceste vise au șanse să se traducă în realitate. Se poate să faceți acum, cu greu, o alegere legată de petrecerea de Revelion sau de un drum la care să porniți cât de curând. Să avem o zi.